Întâlnire de gradul 0 astăzi la Prefectura Brașov. Toți factorii implicați în rezolvarea problemei pasajului de la Sânt Petru, față în față la aceeași masă. Prefectul a cerut lămuriri și termen exact pentru deschiderea pasajului. Purtătorul de cuvânt al CNAIR a spus răspicat că instituția pe care o reprezintă este pregătită să recepționeze lucrarea, în ciuda unor probleme. În urma acceptării acestor probleme și asimilării acestor probleme, noi suntem dispuși să, cu observațiile de rigoare, să semnăm documentul de recepție, ca astfel încât acest pasaj să poată fi dat în folosință undeva în a doua jumătate a lunii mai. Toate acestea în condițiile în care constructorul a notificat pe 28 aprilie Direcția de Drumuri și Poduri că a finalizat lucrările. S-a trecut apoi la procedura de recepție. O inspecție tehnică efectuată pe 2 mai de o comisie formată din reprezentanții ai DRPR și CNAIR a scos însă la iveală dezastrul. Dezastrul pe care autoritățile l-au recunoscut abia în urma întrebărilor insistente ale reporterilor Brașov TV, la nici 2 ore de la conferința de presă organizată la Prefectura Brașov. La acest pasaj, din păcate, dintr-o eroare de construcție, s-a constatat deja din luna februarie o abatere pe plan orizontal a grinzilor de susținere. Din partea noastră, a beneficianului, ca să nu existe, adică există suspiciunea, ca să se elimine orice suspiciune că ar fi o problemă de stabilitate sau rezistență, se dorește din partea constructorului să-și asume această eroare de construcție. În care este deplasarea acolo la pod? Ce s-a întâmplat? La nivelul superior a ajuns la 29 de centimetri. Tot după conferința de presă organizată la prefectură, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Alin Șerbănescu, de această dată vorbește despre pericolul de la pasaj. Există riscul ca aceste căi de rulare la un moment dat să sufere niște deteriorări majore care afectează circulația pe pod. La jumătatea acestei luni, noi sperăm că acest pod va fi dat în folosință, mergând și pe prezumția bunei credințe a constructorului, care va înțelege care sunt problemele și le va asuma. Există surse care spun că ar mai dura undeva la un an de zile. Este posibil acest lucru? Trăim în România și știm că totul este posibil. Tot după câteva ore, unul dintre acționarii firmei de construcții, care este și administrator, Marius Bădina, s-a jurat minute în șir că nu e nicăieri nicio eroare. Apoi însă și-a schimbat optica. Firma, constructorul mai exact, să-și asume de urgență această eroare. Vă rog să mă credeți că dacă lucrurile stau așa cum spuneți dumneavoastră, nu am niciun motiv și nu are nimeni niciun motiv să nu remedieze orice fel de eroare care putea să apară. Lăsați-mă să văd despre ce este vorba și în măsura în care avem detalii suplimentare, le vom comunica. În urma întâlnirii cu reprezentanții companiei. Mă surprinde totuși punctul lor de vedere și îmi rezerv dreptul să am o discuție cu dânsii. E deplasat sau nu e deplasat podul cu o jumătate de metru, rampa? CNADNR care este beneficiarul și nu suntem autorizați să vorbim cu... Păi da, dar cine a construit podul? CNADNR. Că este un moment zero în acest moment, s-a întâmplat la Brașov, din care toți putem să fim mai atenți la ce primim în schimbul banilor pe care îi plătim. Reprezentanții firmei care au acordat consultanță în acest proiect s-au ascuns când reporterii Brașov TV au încercat să obțină un punct de vedere. În spatele meu este sediul firmei de consultanță care răspunde de lucrări, le confirmă și le verifică. Dacă în urmă cu doar câteva minute angajații erau în zonă, între timp toți reprezentanții firmei s-au făcut nevăzuți, nu răspund la interfon și nu ne deschide nimeni ușa. Dacă la birou ușa s-a închis, am încercat să obținem un punct de vedere telefonic, dar nici reprezentantul acestei firme, Vasile Popa, nu vede nicio eroare în acest proiect. A fost comisia tehnică preliminară, a încheiat acte, urmează să se facă niște verificări și sigur că lucrurile vor fi problemele vor fi rezolvate. Păi a încheiat acte, domnul Popa, a încheiat acte și a consemnat eroarea de construcție. Păi ce facem? Nu, lăsați, mai studiați legea 10, vă rog. Păi este afirmația conducerii Direcției de Drumuri și Poduri Brașov,
susținută de reprezentantul companiei de drumuri. Luați în seamă această afirmație și mergeți mai departe cu ea și prezentați-o unde doriți. Despre ce sumă vorbim aici, domnul Popa? Spuneți-mi de curiozitate, despre ce sumă de bani vorbim în toată această investiție? Suma acestui contract, valoarea acceptată a contractului, este de 64 de milioane de lei, întregului contract. Chiar dacă își pasează responsabilitatea, autoritățile pun pe primul loc siguranța cetățeanului. Podul reprezintă un adevărat pericol la ora actuală. Ceea ce ne interesează pe noi, în primul rând, ceea ce primează, de fapt, este siguranța cetățenilor. De asta se întârzie, din cauza aceasta se întârzie atât de mult, pentru că cei de la drumuri naționale mi-au spus că există oarece probleme acolo. Eu sper să nu fie atât de grave pe cât spuneți dumneavoastră și nici nu cred că pot fi atât de grave. Pentru a-și manifesta nemulțumirea, oamenii au ieșit în stradă zile în șir. După ce s-au oprit camerele de luat vederi și a mai plecat lumea, domnul de la CNAIR, parcă, nu știu dacă zic bine, ne-a spus că neoficial podul nu este sigur. Deci... Nu, ne-a spus că nu există situație de alarmare. Nu, ne-a spus, am fost, cred că, în jur de 40-50 de persoane acolo din Sânt Petru, ni s-a spus podul nu este sigur, de-aia nu poate fi dat în folosință. Nu ni se pare normal, iar răbdarea noastră a ajuns la capătul, la final. Eu cred că este vorba doar de interese materiale la mijloc. Și Ciolanul se împarte doar între ei și pe noi nu ne bagă nimeni în seamă. Ne băgăm noi. Dacă sunt asemenea erori, înseamnă că nu și-a făcut bine treaba. Și ne-a ținut și pe noi, nu putem să, cu mașinile se înconjoară foarte mult. Și vor stabili un termen de dare în folosință. Noi îl dorim cât mai repede, dacă s-ar putea săptămâna care vine, să ieșim o dată în această problemă și să termine și cu nemulțumirile oamenilor. Dacă ar mai dura încă un an, așa cum se vehiculă. Doamne ferește. Indiferent cât va dura până când pasajul de la Sânt Petru va fi deschis, reporterii Brașov TV vor face tot posibilul să afle adevărul pentru toți șoferii care sunt nevoiți să ocolească zilnic 12 km pentru a ajunge la destinație. Trăim în România și știm că totul este posibil.